Ora aí, e um puti. Pode. Trebuia să arunc cartoanele din ea, dar le aruncă și ea. Că m-am încărcat cu cartoane cu aia. Trebuia să le bag aici. Aștia până la cât am stat? Până la două. Face la baraca aia acolo. Ce ai făcut? Ai dormit, hă? Am dormit un pic, am fost la târg. Ai fost la târg? La târgul de la Haia. Am luat două chile de pus, unul alb, unul roșu. Cu cât? 10 lei? Nu, e 15 lei. 15 lei litru? 15 lei litru sau 12 lei. A venit și țiganu. A venit după asta, de capre. Nu, a venit, dar a adus gunoi. Că vin la muncă. Trebuie să terminăm cu gardul ăla ca să nu mai intre caprele astea. În
mi-a dat și ăsta, cum îi zice, pe la 3 jumate. Ce? Nicu. Mi-a dat de în față, de la panouri. Da? Că dacă intră pe acolo, pe unde am făcut, pe unde n-am făcut. Pe unde n-am făcut, am văzut pe unde. Știu gaură și se duce. Am văzut pe unde. Așa zic, că dacă luni sunt dimineața la Ploiești, vedem când. Dacă voi fi până în 8, 8 și ceva, vorbesc și vin la muncă. Dar nu, când mă duc la Bacău. Nu. Și mă întorc de la Bacău și marți vin la muncă. Și marți seara mă duc înapoi la Bacău. Vedem. Și așa, dacă nu mai adă. Da, păi să duc toți către Buzău încolo. Te grăbești acum? Nu, de ce? Mă duc și pe mine până la gară, la vest? La vest? Da. De ce? Să iau biletul de tren. Da. Nu durează mult. Pe un minut. Cu de la Bacău? Nu, pentru Modru. Pentru la noapte. La noapte plec la Modru. Bate ca o planetară, știi? Am pățit la aer, pentru cealaltă, dar acolo am avut pană. Am fost pe câmp cu ea și... cauza că era pământul moale, a trebuit să mergi cu pană, știi? Și când am ieșit pe teren,